Bună ziua, vă spun tuturor, eu sunt Pavel și bine ne-am regăsit. Astăzi, după cum vedeți, o să vă vorbesc puțin despre mașina de găurit și înfiletat pe acumulator de la Bosch. Da, așa cum am spus, pentru fiecare dintre noi este necesar ca orice ce facem să avem scule, dispozitive și verificatoare. În momentul când avem aceste lucruri, ne este foarte ușor și ne ușurăm munca la care vrem să o depunem. În această zi vreau să vă vorbesc puțin despre această investiție care am făcut-o de vreo câțiva ani, de vreo, să zic așa, aproximativ 4 ani de zile. Acest Bosch este, după cum vedeți, puteți vedea aici, e cumpărată din Germania. Aici vedeți GSR, 18V, litium și așa mai departe. Deci aici sunt toate caracteristicile. Este într-un geamantan foarte, foarte robust, cum am mai spus. Am folosit-o foarte mult, a fost trântită, zgâriată și așa mai departe. Ea vine în acest pachet la care am cumpărat eu. La momentul respectiv, eu spun că a fost destul de scumpă. Vine cu încărcătorul, cu o baterie și cu cea de-a doua baterie. Deci cam așa vine în valiza respectivă toate acestea. Ce să spun, extra am cumpărat-o la momentul respectiv în magazinele de bricolaj, cum ar fi Obi, Bauhaus, Hornbacher și așa mai departe, fără percuție, deci numai în șurubat și găurit, fără percuție, dacă mi-am duc bine aminte, că nu mai am ținut cartea tehnică, le-am aruncat cum le-am primit, undeva la 67 de newton sau 76 de newton, nu sunt sigur, dar puteți verifica comparând aceste date tehnice, să le spunem așa. După cum vedeți, este, da, jos se vede Germany, dar fabricată în Malaysia. Ce vreau să vă spun, asta, mașina este foarte, foarte robustă. După cum vedeți, aici are și LED-urile care indică, este foarte bine aerisită, sistemul de cuplare este foarte bun. Aceea, în partea asta lantă este sistemul care punem această clemă și în partea asta lantă a fost ceva din plastic în care puneam vârfurile. Nu că nu ar fi fost bun pentru mine, dar eu am renunțat la el și am, să spun așa, am improvizat eu un. După cum vedeți, am tăiat un șurub de 6, am format un prezon, l-am înfiletat în interior și am pus ceva de genul acesta. Deci acesta este foarte, foarte practic, m-a ajutat foarte mult la toate lucrările de înșurubat, inclusiv la pus plăcile de rigip și așa mai departe. De ce spun că este foarte, foarte practic pentru aceasta? El așa a fost, nu știu de unde l-am luat, am recuperat de la alte lucruri, cu filet, se filetează aici, este foarte bun. Când lucrăm la poziție, știm că de multe ori avem nevoie de două mâini și este foarte greu să ținem și mașina și șuruburile și atunci m-am gândit la această idee, să pun șuruburile aici, lucrăm la fixat la plăci de rigips, merge. Eu zic foarte, foarte repede. Deci aceasta a fost o improvizație care m-a ajutat și da, eu recomand la fiecare care consideră că este bună. Această mașină de înfiletat și găurit m-a ajutat foarte mult pe parcursul anilor și a rezistat în timp. Ceea ce spun, și sunt foarte mulțumit, a ținut bateriile, n-am avut probleme, încărcarea se face relativ rapidă. Aici vă arăt acea piesă originală care a venit odată cu cumpărarea. Deci aceste două au venit, una se pune pe o parte, una pe cealaltă, să le putem agăța la cureauă.
Însă acum eu o să încerc să pun un vârf pe el și să încercăm să facem vreo două șurubări așa simple, deci nu super sofisticate sau deci vreau să vă arăt așa cam cum merge o astfel de mașinuță. Vom face puțin loc pe masă ca să aducem o bucățică de lemn, să spunem așa. Deci eu am adus un picior de la un europalet, l-am tăiat mai scurt ca să ne intre aici în masa noastră și am pus un vârf, un PZ2 și o să încercăm cu câteva șurubele, să spunem așa. Deci e clar că la lungimile care sunt mai mici, e clar că va merge fără nicio problemă. Deci avem aici un șurub de 60 lungimea. Da, deci aici, deci în general în jurul căsii, să spunem așa, dacă avem o astfel de mașinuță, eu spun că este super super bună. Deci merge foarte bine, n-am apăsat destul. Și atunci a sărit de pe crucea. Așa, haideți să încercăm un pic unul mai lunguț un pic. Ăsta este tot un PZ2, capul dar de 80 lungime. După cum vedeți, grosimea ar fi fost bune mult mai mari, dar cam asta. Deci uitați-vă, nu punem în aia, punem în altă parte, da? Deci nu în gaura în care a fost, punem aici undeva mai jos și să vedem cum merge. Deci asta e la viteza cea mai mare. Deci eu spun că așa prin jurul casei este o sculă suficient, având în vedere că nu are percuție și nu, deci numai pentru găurit și înșurubat. Și acum vom veni cu un șurub un puțin mai gros, ceva de genul ăsta. Da, însă pentru aceea trebuie să schimb un pic aici și să punem așa ceva, ca să putem pune o tubulară, să montăm pe ea. Da, ceea ce am uitat să spun, în trusă, de foarte mulți ani de atunci, a fost parcă un set, dar nu ăsta, un set de burghie și ceva vârfuri, care nu mai știu pe unde le-am aruncat, probabil prin alte truse și nu le mai găsesc la momentul respectiv. Acum de aici ne va trebui o tubulară de 13, dacă nu mă înșel. Luăm o tubulară de 13, un pic cam strâmbă asta, dar sper să meargă. Și-s curios ce va face, e curios dacă va merge pe prima treaptă, da? Cum am spus, încercăm să-l punem unde nu a mai fost băgat niciun șurub. Și încercăm să strângem, numai problema e că e poziția, să dau un pic așa într-o parte ca să se și vadă, să prindă puțin. Și acum, nu știu, se vede, cred că se vede suficient, ia să întorcem puțin așa și să vedem cum. Deci a venit aproape, cum l-am dat într-o parte. Vedeți, a venit aproape până unde trebuie. Da, merge destul de binișor. Eu spun că pentru ceea ce avem nevoie în jurul casei este suficient. Haideți să dăm puțin pe turația mai mică, unde este forța mult mai mare. Dacă este nevoia să încerc să cumpăr niște, hai să trecem în partea, să sucim un pic pe partea asta la altă, unde nu este nicio gaură dată, am să încerc să cumpăr niște șuruburi mult mai lungi. După cum am spus, acum am pus pe, trebuie să-l fixez un pic cu ambele mâini. După care o să, deci aici e turația cea mică.
Deci, vedeți că peturația mai mică este mult mai puternică. S-a întâlcit complet. Deci, eu zic că e suficient pentru trebuințare normală și așa mai departe. Da, asta a fost filmulețul pe ziua de astăzi. Cu speranța că acest filmuleț va ajutat la ceva, să vă decideți în dreptul acestei mașini, dacă vreți să cumpărați această mașină de înfiletat, de găurit. Da, uitați, aici am păstrat și bonul, deci prețul la data aceea a fost 269 de euro de la Bauhaus München. Deci, la timpul acela, ce să spun, a fost un preț destul de mărișor. Am văzut că există mașini mult mai bune și la prețuri mult mai joase. Însă eu sunt foarte mulțumit pentru mașina aceasta. Eu o recomand fiecăruia care are posibilitate să o cumpere, să o cumpere cu încredere, pentru că face treabă bună. Dacă v-a plăcut filmulețul meu, abonați-vă, dați un like, un subscribe și ne vom întâlni la următorul filmuleț. Toate cele bune, până pe data viitoare!